M-am uitat la imagini, trebuie să recunosc că îmi plac cele din spatele meu, din fața dumneavoastră. Te trimit mai mult la visare, la simfonie, la o formă de meditație. M-am uitat și la celelalte, sunt câte reproduceri după picturi celebre, după Grigorescu, câteva peisaje, am văzut pe iarnă. Mă bucură faptul că, iată, se mai scurge o iarnă și se scurge în felul în care se întâmplă de obicei să se scurgă aici la Centrul Cultural. Se scurge pe simeze, se scurge într-un ritm romantic și actual deopotrivă. Aș spune că subtitlul acestei expoziții, dacă mi-aș îngădui eu să-i ofer un subtitlu, ar fi acesta. Acolo unde linia întâlnește culoarea. În orice tip de creație, în orice activitate, fie că este artistică, fie că nu, există un punct crucial, o linie a orizontului în care ceea ce este rațional și vertical și logic în structura noastră întâlnește ceea ce curge, ceea ce vine ca o consecință a neștiutului și a nevăzutului din nou. Așa se întâmplă și în această seară. Acesta ar fi dar subiectul expoziției de față, acolo unde linia întâlnește culoarea. Dacă ar fi acum să vă vorbesc despre atributele acestei expoziții, aș spune că cele care o definesc sunt următoarele. Este o expoziție vie, este o expoziție dinamică, este actuală și romantică în același timp. Și am să explic pe scurt despre ce este vorba în cazul fiecăruia dintre aceste atribute. Este o expoziție vie. De ce? Vă rog să o priviți, da? Liniștiți-vă un picuț și priviți în stânga, în dreapta și în spatele meu, da? Simțiți că pulsează de viață? Dacă faceți un efort de imaginație, simțiți că sunteți la rândul vostru personaje în aceste lucrări? Puțin efort se simte? Se simte, așa-i? Da. Este o expoziție vie. Vine din viață și merge mai departe în viață. Este o expoziție dinamică, pentru că, în ciuda faptului că avem peisaj, avem mult peisaj și mult peisaj care doarme, care hibernează, peisaj de iarnă, da? Expoziția aceasta este construită de către cei doi autori, care văd că se completează foarte bine, din linii de fugă. Paradoxal, liniile de fugă sunt cele care compun liniștea, cele care conturează, creează atmosfera. Este o expoziție actuală, pentru că o simțim cu toții cum vibrează, cum rezonează cu cei care suntem astăzi, mai ales cu voi, care sunteți foarte fragezi. Și este expoziție romantică, pentru că de oriunde ai începe să o privești, în orice direcție ți s-ar orienta, către orice direcție ți s-ar orienta ochii inimii de această dată, poți surprinde bătaia de inimă, bătaia de pleoapă, care țin de etern, care țin de acel totdeauna, cu majuscule, gravat în ființa noastră. Sărbători fericite și vouă și celor doi autori! La o primă impresie, ca un profan, ai putea crede că avem aici două reprezentări, una de peisagistică și în spatele meu portret, dar așa cum spunea și doamna Denisa Popescu, dacă este să privim mult mai atent și să analizăm poate fiecare tablou în parte, există o expresie, există o idee, există o acțiune a fiecăruia. De la nostalgie până la voioșie, de la, să spunem, lucrurii ce țină de trecut până la viitor. Dumneavoastră, cei care sunteți aici, și specialiști și mai puțin specialiști, e bine să vă bucurați, să ne bucurăm împreună și să le mulțumim celor doi autori și să le dorim la cât mai multe realizări. Ceea ce văd aici pot spune că îmi place, iar câteva dintre ele chiar m-au impresionat. Vizitarea expoziției mi-a inspirat o idee, aceea că în revista noastră care promovează cultura argeșană, în afara maestrilor scrisului, să promovăm și artiști plastici, fiindcă chiar suntem declarați revistă literară artistică, așa încât, dacă sunt tentați de idee, propun artiștilor
care expun în, în clipa de față, să ne contacteze prin intermediul dumneavoastră, încât să putem pune pe picioare acest proiect. Îi felicit pentru realizări, felicit Centrul Cultural pentru neobosită și neegalată activitate de promovare a culturii argeșene. Vă doresc sărbători fericite. Despre expozițiile de artă plastică din această seară, vreau să menționez că deja colegul David, coleg de armată, că ați menționat dumneavoastră de gradele militare pe care în urmă cu niște ani le purta, el a fost de asemenea un militar, a fost ofițer topograf, este un artist plastic consacrat, care a ajuns la un grad de maturitate, excelează în desen, excelează în cromatică. Sigur că, din punctul meu de vedere, aș dori să gândească mai mult și să diversifice mai mult, mai amplu, compoziția și compoziția cu osebire, pentru că ar putea să... și tehnicile de expresie. Pentru că ar putea să rezoneze mai bine cu un anume tip de public, poate cu publicul elitist din această zonă, cu publicul foarte avizat. Sigur că lucrările dânsului ating și sunt ating originalitatea în ceea ce s-ar numi suprarealismul de tip românesc modern. Sunt subiecte, așa cum a menționat domnul consilier județean, din toate zonele, din fantastic către un realism, din trecut, trecând prin prezent, către un viitor pe care l-am dorit, cel puțin pentru cei de față, bun sau mai bun. Despre domnul Cojocaru, pe care și eu probabil l-am mai văzut în alte împrejurări, nu pot să spun foarte multe cuvinte, decât că este un bun manierist, desenează foarte bine. Văd că este apropiat de școala rusă, care pe mine mă farmecă pentru ceea ce reprezintă. Poate să reproducă, cred, foarte bine aproape orice. I-aș recomanda, dacă vrea să țină cont de recomandarea mea, să facă un pas înainte și să aducă elemente originale, o contribuție proprie în artă plastică, pentru că are dotarea și poate să o facă. Eu îl felicit pe domnia sa pentru că este prezent aici. Îi transmiteți dumneavoastră, vă rog, domnului David, felicitările mele pentru expoziție și, într-adevăr, reprezintă un moment viu, un moment epic, să zicem, să nu-i zicem, cu note de lirism, într-o pagină de la sfârșitul unui roman care s-a scris în anul 2013. Privind aceste lucrări, se zărește truda, experiența și munca depusă. Lucrând în acest domeniu, îmi dau seama cu ce se mănâncă aceste lucruri. E foarte mult de muncă, trebuie să învățăm foarte multe vis-a-vis de tehnici, cromatică și, bineînțeles, muncind descoperim stilul care ni se potrivește, fie că lucrăm pe stilurile clasice sau moderniste, mă rog, de aici se împart în mii și mii de curent. Eu în prezent realizez iconografie, pictură sacră, dar și profană, ceea ce se vede aici. Îi urez camaradului meu mult succes și cât mai mult timp ca să poată lucra cât mai bine și cât mai frumos. Sunt doi autori. Doi autori. La amândoi le doresc multă sănătate și spor la treabă. Dragi prieteni, sincer, sunt fermecat de această expoziție. Îi felicit pe autori. Sincer, dau seama că au pus foarte multă muncă în fiecare lucrare pe care au expus-o astăzi aici, la Centrul Cultural Pitești. Cromatica mi se pare una extraordinar de veselă. Pastelurile foarte frumoase. Cred că s-a muncit foarte, foarte, foarte mult. Aș vrea să mai spun că mi-a plăcut foarte tare și tablourile cu natură statică și peisajele.
foarte, foarte frumos. Este o adevărată încântare, după părerea mea. Felicitări încă o dată. Mă ocup numai cu pictură și cu rame, atât. Am atelier. Lucrez de 40 de ani pictură. Am făcut școala de artă populară cu profesorul Vrăneanțu, care nu mai este. Și vreau să vă zic că pictura, în general, ce? La pictura, orice, există multă muncă, 1% inspirație, 99% transpirație. Așa că asta vă urez și vouă, dacă vreți să faceți ceva în viață.